Salutare lume, Robi aici! Sunt foarte bucuros că am reușit să trec mai departe în concursul Next Big Blogger și să fiu unul dintre cei 5 aleși în echipa lui Mikey H. În cazul în care nu ai văzut clipul meu, am să las aici un link și mai mult decât atât am să-l pun și pe cel de anul trecut, ca să le vedeți pe amândouă. Așa că desfaceți o pungă de popcorn, luați-vă păturica călduroasă, așezați-vă cât mai confortabil și vizionare plăcută. Glumesc, da, merită să aruncați un ochi. Bun, hai să vă arăt următorul candidat la funcția de Next Big Vlogger. Se numește... Numele meu este Ștefan Robert, am 22 de ani, sunt filmmaker și aceasta este povestea... Numele meu este Ștefan Robert, am 22 de ani, sunt filmmaker și aceasta este povestea mea. Simte pe Ștefan. Zbum! Au trecut 2 luni de când m-am mutat înapoi în România pentru a-mi urmări pasiunea de a practica YouTube full-time, neavând o idee în legătură cu ce se va întâmpla și nici cea mai mică garanție pentru rezultatul ce ar putea urma. Trebuie să recunoașteți. Ideea e că din ăștia așa. Trebuie să recunoașteți că e cam bine făcut clipul. Adică editat cadre, dronă, știi? Uite. Simte cadrul ăsta, adică colorizare, plus că știi când filma din dronă, punea sunete de elicopter. Când filma în parc, punea ciripide, adică îți dădea și ambient, adică omul chiar înțelegea, știi, tot procesul de filmmaking. Astea sunt niște detalii pe care mulți le omit. Dar uite că el, de exemplu, le are, știi? Asta este foarte, foarte important. Deci da, tocmai de asta mi-a plăcut de el. Numele meu este Ștefan Robert, am 22 de ani. L-am ales să intre în cei top 5. Ideea este că am ajuns într-o etapă a concursului în care putem trece mai departe doar cu susținerea voastră. Așa că eu am nevoie de votul fiecăruia dintre voi. Hai cu mine! Durează doar 2 minute și îți voi arăta exact cum pot să mă votezi. Tot ce trebuie să facem este să intrăm pe Google www.nextbigblogger.ro. Bineînțeles, vom selecta votează-ți preferatul. Vom căuta echipa lui Mikey H. Iar videoclipul meu este al 4-lea, dacă le numărăm așa, și al 2-lea, dacă o luăm de sus în jos. E o diferență foarte mare de voturi, dar... până pe data de 7 se mai pot aduna, așa că sper foarte tare să reușesc să mă calific. Cam asta a fost și pentru acest episod. Vă mulțumesc din suflet celor care ați putut să vă luați puțin timp și să mă votați. Înseamnă extrem de mult pentru mine. Pe voi restul, am să vă rog să-mi oferiți votul vostru în cazul în care nu ați făcut-o. Iar noi ne vedem data viitoare. Ciao!